Doamnelor și domnilor, bun găsit la agricultura cu un milion de fețe și avem multe de spus astăzi. O să începem cu câteva măsuri care privesc banii europeni, proiecte prin care puteți lua fondurile comunitare. Și eu zic să vă grăbiți pentru că tot în emisiunea de astăzi o să discutăm puțin, am câteva informații venite de la Bruxelles, dar și din plan intern despre ce se va întâmpla cu fondurile pentru agricultură după 2020. Și veștile nu sunt deloc bune, deja au început certurile și noi suntem undeva între cei care la ora actuală se arată perdanți. Sperăm că se mai poate face ceva. Tot în emisiunea de astăzi despre faptul că în România nu mai e forță de muncă, mă rog, nu e un secret pentru nimeni, dar când te trezești că ți-au plecat. Ca toți ce odată dată cu autocarul Marea Britanie, o informație pe care v-am mai dat-o atunci, chiar că e jale, și tot în emisiunea de astăzi, câteva informații despre ce vrea să facă Ministrul Agriculturii cu terenurile din România. Încet, încet propun să ne ocupăm de fiecare subiect în parte. Avem o informație venită de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, care detaliază etapele și calendarul depunerii proiectelor, noile sesiuni pentru câteva măsuri. Și am să mă folosesc de o foaie pe care mi-am printat, evident, acest comunicat al afirului, pentru a nu vă da informații greșite. Afirul e cel care derulează, știți și dumneavoastră, banii pentru dezvoltarea rurală. Sunt foarte multe măsuri care privesc bunăstarea dumneavoastră, instalarea tânărului fermier, fermier prelucrarea produselor agricole, celor pomicole, foarte multe măsuri. Ei bine, până acum cum nu se știa decât că vor fi lansate noile măsuri. Acum e oficial pe pagina Afirului, găsiți toate aceste date. De exemplu, în iunie, da, cât a mai rămas până în iunie două săptămâni, dacă stau și mă gândesc bine. Una e sub măsura 12 pentru activități de informare, sub măsura 31 participarea pentru prima dată la schemele de calitate, tot în iunie. De asemenea, în iunie mai sunt două măsuri în procesarea, marketingul produselor agricole și pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale grupurilor de acțiune locală. Și aș vrea să văd cât mai multe proiecte aici. Asigur, cei de la AFIR vor face o centralizare, ne vor informa și pe noi, dar în ceea ce privește activitatea galurilor, eu cred că mai sunt încă foarte multe de făcut. V-am mai povestit de-a lungul vremii, prin reportajele pe care le-am făcut, am ajuns la mai multe grupuri de acțiune locală. Multe dintre acestea au fost prezente și aici, în studioul AgroTV. Și fiecare din cei din grupurile de acțiune locală. Care ar fi trebuit să fie, așa, un fel de pol de dezvoltare local, și au și ajuns pe alocuri, au avut cu ce să lăuda. Problema e că, la nevoile unei țări și la banii care ne-au stat până acum la dispoziție, grupurile de acțiune locală nu au cele mai bune rezultate pe care ar fi putut să le aibă. Țin în cont, spun, de banii pe care i-au avut la dispoziție. Sunt foarte multe astfel de galuri care au cu ce ieși în față la ora actuală. Au făcut investiții în domeniul agricol. I-au ajutat pe fermieri în chestiuni de consultanță. Au refăcut cămine culturale care funcționează cu o groază de activități în domeniul respectiv. Au făcut trasee turistice, da. i-au informat pe oameni dar, la nivel național, dacă stau și mă gândesc, galurile care ar fi trebuit să devină um, locul unde se împart banii europeni, era și o propunere la un moment dat în acest sens, încă ar mai avea foarte multe de făcut. Și Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală ar trebui să fie, părerea mea, puțin mai activă în sensul să trimită mai multe comunicate cu ceea ce se întâmplă în teritoriu, astfel încât să nu mai apar eu la emisiune și să spun că grupurile de acțiune locală au o activitate destul de prea puțin destul de puțin cunoscută. Nu? Pentru că activități sunt. Dar această comunicare n-are niciodată ce să strice. Revenind la comunicatul la fir cu măsurile pe care le așteaptă toată lumea da data când puteți depune proiecte pentru cereri de finanțare într-un domeniu sau altul. V-am spus, sunt patru măsuri care, sub măsuri care se lansează în luna iunie, dar în iulie nu șomează afirul pentru că se deschidă sesiunile 4.1, investiții în exploatațiile agricole, da, e interesant, investiții în exploatații agricole și se dau suficienți bani. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, o măsură despre care am primit numeroase întrebări. Toată lumea vrea să știe când se lansează această măsură de sprijin pentru instalarea tânărului fermier. Ei bine, acum știm că e în septembrie 2018. Tot în septembrie va fi sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. Deci iunie, patru submăsuri, în iulie pentru exploatațiile agricole și în septembrie instalarea tânărului fermier și sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. Eu zic să vă documentați sigură, mulți dintre dumneavoastră deja aveți planurile făcute, dar dosarele sunt pregătite, doar așteptați să le depuneți și apoi ele să fie evaluate și să se treacă eventual și la implementarea acestor proiecte. În ceea ce privește instalarea tânărului fermier, știu că aici bătaia e foarte mare, sunt mulți dintre cei care... Își doresc să se instaleze pentru prima dată ca șef de exploatație și să primească zecile de mii de euro din partea Uniunii Europene. Mai dă și statul român ceva. Așa că banii nu sunt de lepădat. Tot din experiența proprie, însă știu că de multe ori și aici nu fac o vină statului, pentru că statul, prin instituțiile pe care le are, nu poate să verifice decât punctual și din când în când ceea ce se întâmplă. Dar există o regulă în rândul unor tineri fermieri, și spun tineri fermieri cu ghilimele de rigoare. Care, de fapt, sunt bine mersi lucrătorii în București sau avocați, da, am un exemplu foarte clar, care, în momentul apariției unei astfel de măsuri, au deschis un dosar făcut beton, da, cu tot ce trebuia să conțină, și au declarat că ei se vor muta la țară și vor fi tineri fermieri prin preluarea unei exploatații. Au venit vreo 40.000 de euro sau 25.000 de euro, după caz. Și cu banii respectivi s-a făcut într-o comună din Teleorman un mare solar în care se cultivă roșii și alte legume. Numai că atunci când am fost la fața locului, am constatat că, de fapt, tânărul fermier era reprezentat de cei doi părinți ai săi, care, sigur, oameni în putere, dar nu mai erau tineri fermieri pentru că aveau între 55 și 60 de ani. Uh, e bine că cineva lucrează pământul, e bine că au fost folosiți acești bani, dar părerea mea că e o mică șmecherie la mijloc. Uh, Controalele pe care le face ulterior la diverse termene afiru uh, nu sunt atât de dese pe cât uh, poate că ar fi nevoie uneori, pentru că și Afiru are un număr finit de funcționari, da? Și sunt mii, zeci de mii de proiecte de verificat în țara asta, iar termenul de 5 ani cât rămâne proiectul în verificare pare uneori destul de scurt. Așa că știind când îți vine controlul de la AFIR, poți să te duci tu ca tânăr avocat fermier din București da, și să fii prezent în comuna respectivă, să fii la verificarea care se impune sau pur și simplu să transmiți că ești plecat undeva în țară după aprovizionare și nu poți fi la fața locului, dar mama și tata, sigur, cu toată bunăvoința, vor pune la dispoziție informațiile necesare nu știu cum să catalogez această stare de lucruri, pentru că ea e și ușor ilegală, dar e și în beneficiu agriculturii, pentru că banii se ducă la urma urmei acolo. Poate că ar trebui să fim mai corecți, pentru că datorită unor astfel de cazuri, și eu am întâlnit, fără să merg toată ziua pe teren, două, da? în decurs de un an de zile. Dacă aș fi căutat mai mult, dar nu mi-am făcut un obicei din a căuta astfel de cazuri, sigur ar fi mai multe. Dar eu cred prin ceea ce se întâmplă că tineri care ar putea fi cu adevărat fermieri și care îți doresc să fie fermieri, care au trăit la țară, dar n-au banii necesare pentru a prelua o exploatație, sunt văduviți de această posibilitate. Și poate că această dorință de revigorare a satului românesc ar trebui gândită puțin altfel. Nu știu cine ar trebui să facă aceste evaluări și să fie mai atent la dosare, pentru că prin astfel de măsuri, de fapt, nu întinerim satul românesc. Avocatul pe care l-am cunoscut și care a fost beneficiarul proiectului de instalare a tânărului fermier, e tânăr, într-adevăr, dar el nu locuiește la țară. Acolo merge la câteva luni odată, eventual când are de adus ceva produse către București. Deci, media de vârstă a comunei respective nu scade prin prezența acelui tânăr fermier, ci rămâne destul de îmbătrânită. Și Dorința aceasta de întinerire a satului românesc, și nu numai a satului european în general, e de altfel și o directivă europeană. Se dau bani mulți pentru asta, numai că, iată, am găsit-o. Mod... Nu e tipic românească. Să știți că o asemenea acțiune se petrece în foarte multe state europene. Am găsit cazuri evidențiate de presa din Polonia, din Cehia, din Italia, dar parcă nu e bine. Ea, așa, un fel de, de șmecherie, da? A, mă rog, e bine că banii respectivi până la urmă au fost investiți în agricultura. Bun, dacă vorbeam de finanțare cu fonduri europene și v-am spus că pe pagina afir.info o să găsiți toate sesiunile acestea când puteți depune dosarele, pe aceeași pagină de internet a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale o să găsiți un link către o altă pagină care se numește finanțare-rurală.ro, deci un nou site www.finanțare.rurală.ru E un nou site unde sunt adunate toate informațiile care vă privesc și de care aveți nevoie atunci când vreți să obțineți banii europeni. Și nu numai banii europeni, inclusiv banii statului român. E un instrument de lucru pe care n-ar trebui să-l ratați. Nu lăsați acest instrument doar la îndemâna consultanților sau a marilor firme da, care au departamente specializate și care toată ziua studiază internetul în căutare de oportunități de finanțare. Dumneavoastră, ca simplu fermier, ca tânăr care vreți să vă instalați la țară, ca oier care vreți să luați bani pentru o stână ecologică sau pentru amenajarea pășunilor, găsiți pe acest site, mai repet o dată, www.finanțare-rurală.ro toate informațiile de care aveți nevoie. De fapt, e o adevărată platformă, e un instrument de lucru și eu v-aș sugera să faceți din el unul din instrumentele uh, favorite pentru dumneavoastră, pentru că acolo o să învățați să evitați niște greșeli. O să găsiți sursele de finanțare, da, pe căprării fiecare, unde sunt, de unde puteți cere bani pentru o măsură, de unde puteți solicita finanțare pentru alta, de unde găsiți ajutor bancar, ce condiții vă trebuie pentru a deveni eligibil, dar, uh, mă rog, Intrați pe site și nu o să vă pară rău. Pentru toate acestea există o umbrelă mai mare, afir.info, și de acolo vă lămuriți dumneavoastră. Acum, dacă e vorba de informare și cei de la APIA se ocupă de acest lucru, s-a terminat, da? Astăzi e 14, mai e 15 mâine, da? Aproape că s-a terminat perioada de depunere a cererilor pentru plata subvențiilor. Și când ajungem la subvenții, parcă ne apucă jalea. Nu din ceea ce se întâmplă în România, pentru că ce se întâmplă în România e în graficul normal pentru ce se întâmplă în plan european, ne cuprind deja Și o să detaliez acum și subiectul, o să vedeți că în ciuda promisiunilor de la Bruxelles, România se aruncă singură în această luptă pentru bugetul european al agriculturii după 2020, că fiecare e pentru fiecare, că nu știu câți aliați o să putem avea, pentru că într-o negociere, când îți cauți un aliat, trebuie să oferi ceva și să ceri ceva ce poate oferi România care se pregătește la anul să preia șefia Consiliului Uniunii Europene, da? Nu știu, o să vedem, ajungem și la acest subiect. Dar spuneam cei de la APIA fac și ei acțiuni de informare. Dincolo de pagina specifică, dacă toată lumea știe că Agenția pentru plăți și intervenții pentru agricultură are o pagină de internet, există întâlniri cu potențialii beneficiari. Acestea au fost deja în Arad, Călărași, nu mai spun Galați, Mehedințol, Teleorman și Vrancea. Iar mâine mâine, 15 mai, în ultima zi de depunere a cererilor, pentru că ministrul Daia n-a acceptat nici o secundă prelungirea acestui termen, deși Comisia Europeană ar fi permis, în Ialomița. da? Dacă vreți să mergeți în Ialomița la o întâlnire, mai ales producătorii beneficiari măsuri de piață în sectorul legume, fructe și vie vin. Acum în Ialomița sunt mai puțini cei cu vie și vin, dar legume și fructe sunt destui. Deci mâine întâlnire cu reprezentanții APIA. Vă vorbeam de interesul mare pentru finanțare europeană în diverse domenii. Vă povesteam mai înainte de a fire, e bine, una din submăsuri 4.1 investiții în exploatațiile pomicole mă rog, care nu va fi lansată prea curând, că deocamdată sunt alte la ordine. Sesiunea trecută a fost atâta cerere încât s-a ajuns la un prag de 200% cereri de finanțare față de banii disponibili de la Uniunea Europeană. Ceea ce dovedește, după cum o să aflați din materialul următor, că lumea vrea bani europeni și cu rezultate pe măsură din ce am văzut în teritoriu. Numărul mare de proiecte, cât și faptul că plafonul financiar pentru depunerea cererilor de finanțare a fost epuizat, arată clar un interes major pe care investițiile în sectorul pomicol îl au în ultima perioadă. Dacă la primele sesiuni s-a constatat o anumită reținere din partea solicitanților, în acest moment lucrurile se îndreaptă în direcția bună. Este și o consecință a faptului că am reușit să simplificăm multe aspecte pe care beneficiarii ni le au semnalat. Suntem mai aproape de ei în acest proces, deloc ușor, al depunerii de proiecte în sectorul pomicol. Menționam că depunerea proiectelor în cadrul acestei sesiuni s-a oprit înainte de termenul limită prevăzut în anunțul de lansare, pentru că valoarea publică totală a proiectelor depuse cu un punctaj estimat mai mare sau egal cu pragul de calitate a depășit 200% din alocare. Afir a primit de la demararea subprogramului tematic pentru pomicultură din cadrul PNDR 600 56 de solicitări de finanțare pentru investiții în exploatații pomicole pe submăsura 4.1A, în valoare de peste 316 milioane de euro, și a selectat pentru finanțare 332 de proiecte în valoare de 152 de milioane de euro. Pentru speciile nuc și alun au putut fi utilizate și materiale Conformitas Agraria Comunitatis pentru că fermierii erau în imposibilitatea de a găsi în România specii de alun și nuc din categoria biologică certificată sau dintr-o categorie superioară. În același timp s-a acceptat și finanțarea investițiilor pentru cultivarea mai multor specii în spații protejate, căpșuni, cireși și arbuști fructiferi. Bun, așadar, bani să fie că interes există în plan local. Despre acest interes, o să avem ocazia să discutăm mai multe dacă o să doriți să vă întâlniți cu AgroTV la AgriPlanta. E târgul de agricultură care se ține începând de joi și până duminică, aici, lângă București, la Fundulea. E un târg cu o anumită specificitate pentru că sudul României, acolo unde se desfășoară acest târg e caracterizată de culturile pe mari suprafețe, da? În principal cereale și plante tehnice. Sigur, există și foarte mulți producători de legume, de fructe de pădure, de ce nu și alte fructe sălbatice. Există zootehnie destul de puternică în zonă. Există piscicultură la Dunăre, indiferent că brațul aparține României sau Bulgariei. Așa că ne putem vedea la AgriPlanta. Vă invităm acolo, Agro TV o să aibă un cort special. Veniți să stăm de vorbă, pentru că sunt foarte multe probleme, vor fi transmisii în direct realizate de colegul meu, Ovidiu de acolo. Și o să aveți ce afla. Patru zile ne putem întâlni, puteți să ne spuneți problemele noastre și ca de obicei AgroTV încearcă să le preia, să le centralizeze și să pună întrebările Acolo unde poate obține și un răspuns. Iar răspunsul, sigur, ajunge rapid la dumneavoastră. Dacă vorbeam de întrebări și răspunsuri, am o întrebare pe care am adunat-o dintr-o mie de întrebări de la multă lume. Ce se întâmplă cu terenul din România? Nu se întâmplă nimic. Se vinde, da, în general. Și o parte din acest răspuns înseamnă că se vinde către investitori străini. Știți că de acum mulți ani s-a dat voie în România. Să cumpere pământ oricine. La început era vorba doar firmele din străinătate să cumpere. Apoi, în ultima vreme, de vreo trei ani, au voie toți cetățenii Uniunii Europene să cumpere. Așa s-a ajuns în situația în care avem o zestre mult diminuată, cu vreo 40%, spun unii, să-i credem, pentru că e un studiu făcut la comanda Comisiei Europene. Problema e că nu știu dacă se cunoaște exact la nivel de autorități cine și cât pământ deține în România, pentru că e foarte simplu, tu, în calitate de cumpărător, să înființezi o firmă într-un paradis fiscal, să spunem, din vestul Europei, care să aibă acționar majoritar dintr-un alt paradis fiscal, de exemplu, din Cipru, care să aibă un acționar minoritar din Malta, da, și acea firmă să vină să cumpere în România teren. Cine deține terenul respectiv? Un lucru e cert, nu un român sau nu statul român. Românii care au vrut să cumpere pământ în general nu s-au folosit de astfel de subterfugii, dar aceste operațiuni au adus terenurile românești, mai ales cele din vestul și din sudul României, dar încet, încet urcă și Moldova în top, la niște prețuri la care acum câțiva ani nici nu puteai să visezi. Mă gândesc și acum la perioada anilor 2000, când hectarul de pământ se cumpăra cu echivalentul a două damigene de vin. La ora actuală, pământul în bărăgan costă între 2500 și 3500 de euro hectar. Și atenție că asta e un preț bun. Uh, pentru că prețurile sunt mult mai mari în vestul Europei, vestul Europei care a avut de luptat câțiva în cu o criză, acum și-a revenit, fermierii de acolo au pus ceva bani deoparte, fondurile de investiții la fel, băncile de investiții la fel și toată lumea stă cu bani în mână și încearcă să cumpere. Se cumpără pământ în România, se cumpără pământ în alte țări din zonă, mai puțin prin Moldova și Ucraina, pentru că acolo oamenii sunt mai chivernisiți cu averea pe care au. În orice caz, Situația din România, destul de tulbure și neclară la această oră, l-a făcut pe ministrul Petre Daia să iasă cu niște declarații și a anunțat că se va face ordine în acest domeniu. Nu punem la îndoială buna credință ministrului Petre Daia. Rămâne să vedem dacă informațiile cerute îi vor fi și furnizate. În orice caz, în chestiunea vânzării terenurilor, anunță Petre Daia o nouă ordine de preemțiune. Ce înseamnă acest lucru? Preemțiunea îi reprezintă pe cei care au un drept în fața altora să vină să cumpere terenul. În primul rând, Vorbește Petre Daia de, de o logică de interes statal. Asta ce înseamnă? Că statul vrea să-și protejeze avuția pe care o are și primii care vor veni la cumpărare, deci primii care vor avea drept să cumpere, vor fi tinerii fermieri. Să da domnul ca tinerii fermieri să poată să cumpere pământ în România la prețurile pe care le-am enunțat mai înainte. Și nu mă refer la tinerii fermieri care au părinți mari fermieri la ora actuală și își permit să aibă și bani în cont. Ci la tinerii fermieri cu adevărat, cu adevărat. Deci, Uh, da de fapt am greșit. Nu. Dacă mă uit pe declarația ministrului Daia, spune așa. Uh, primul care va avea drept să cumpere pământ va fi cel care îl exploatează, cel care îl lucrează. Doi tineri și trei agenția domeniilor statului. Bun, Agenția Domenilor Statului ar fi trebuit să cumpere mai de mult pământ dacă nu era ocupată cu organizarea unui program informatic pe baze noi. Program informatic care ar fi trebuit să fie gata de foarte mult timp, să funcționeze și să permite cumpărarea de pământ, nu doar concesionarea acesteia, la niște valori uneori destul de mici. Că în România concesiunile au niște valori uneori rizibile. Uneori, da, nu întotdeauna. Uh, mai am un material pregătit pentru dumneavoastră. Vă spuneam zilele trecute că un mare fermier din județul Constanța a anunțat că își vinde oile. De ce? Deși are o rasă prolifică, productivă, bună, uh, din punct de vedere economic, n-are cu ce să o mai crească, pentru că i-au plecat toți ciobanii cu autocarul în Anglia. Comuna Halmeu, județul Satu Mare, este recunoscută ca fiind țara căpșunilor. Renume în această cultură și-a făcut și comuna Turț, dar supremația în zonă le este amenințată de cultivatorii de căpșuni din Micula. Pentru munca de recoltare a căpșunilor e nevoie de o desfășurare serioasă de forțe. Fructele coapte nu sunt lăsate de la o zi la alta pe plantă, asta pentru că ar risca să se strice. Mai dificile este fermierilor cu zilierii, pe care îi găsesc greu, iar când îi găsesc, trebuie să fie foarte atenți la munca pe care o prestează. E destul de greu cu ei, spune un agricultor sălăjean. Și continuă. Vin la muncă, dar trebuie să stăm lângă ei să nu distrugă căpșunii. Le dăm câte 5-6 lei la oră. Le dăm și de mâncare și apă. Ne folosim mai mult de familie. În județul Satu Mare nu există un depozit frigorific unde cultivatorii să își poată stoca marfa pentru câteva zile în dolși căpșuni, cât pentru o țară întreagă. Dar, în momentul în care a venit perioada culesului, fermierii au realizat că nu au forță de muncă suficientă, așa că au apelat la ajutorul rudelor și al prietenilor, precum cei din satul mare. Este foarte greu să găsești forță de muncă, zice cu năduf fermierul Oltean. Și explică, pentru că toată lumea a plecat la muncă în Spania, Anglia, Italia, iar noi trebuie să ne facem treaba în familie, cu fica, cu ginerele, cu Nora, dar și cu prietenii. Eu am lucrat 12 ani în Spania și știu cât este de greu acolo, dar dacă vrei să faci un ban, trebuie să reziști. Am furat meserie de acolo și am implementat aici, acasă, tot ce am văzut la ei. Fermierii români le oferă muncitorilor 100 de lei pe zi și 3 mese însă, zilierii preferă să stea cu mâna întinsă la stat și să primească ajutor social decât să vină la muncă. Nu o spunem noi, ci agricultorii cu inițiativă și cu bătăturile în palmă cât nucile de mari sau, în cazul de față, cât căpșunile. Iar nu mă țin de cuvânt. Aveam alte informații pentru dumneavoastră. O să le lăsăm pe mâine cele referitoare la discuțiile europene, pentru că o să mai dăm telefon. Și tot mâine o să vă spun ce am vorbit cu Arnoș Armetan, cu ce înlocuim neonicotinoidele. Cu nimic deocamdată am înțeles, sunt doar experimente. Pe mâine seara la ora 18, când intră în vigoare un cod galben de averse în cea mai mare parte a României. Să ne vedem sănătoși.